În plină pandemie de COVID-19 și cu 3 cazuri confirmate în localitate, primarul comunei Mileștii Mici din raionul Ialovenii, Rodica Agrici, a decis să scoată oamenii la sădit copaci. Din fotografiile postate miercuri pe pagina de Facebook a primăriei, se vede cum câteva zeci de oameni muncesc cot la cot, unii poartă măști și mănuși, iar alții nu. În loc să păstreze distanța socială, mulți au făcut poze împreună. Contactat telefonic pentru un comentariu, primarul comunei Mileștii Mici a confirmat că decizia de a scoate oamenii la sădit copaci îi aparține. Funcționarul însă nu consideră că această acțiune ar fi o încălcare a interdicțiilor impuse în perioada stării de urgență. Tot a fost respectat și este binevenită situația care este. Dar cum comentați că văd că aici oamenii stau două doamne cuprinse cu pierea în mână, fac poze, asta e distanță socială? Asta este normal. Cui nu-i place, nu se uite. Cine, a cui a fost inițiativa de a scoate oamenii? Inițiativa a fost a mea. Sunt primar de comună și eu am decis să dăm cu vară copaci. A fost telefonat pentru o reacție și președintele raionului Ialoveni, Mihail Silistraru. În această perioadă, el exercită și funcția de președinte al Comisiei pentru Situații Excepționale din raion. Silistraru a spus că nu cunoaște nimic despre această situație, însă cazul va fi discutat în cadrul ședinței Comisiei. Nu e bine, nu e normal, dar chestia între aceea că pe dealul oamenii lucrează, nu-i interzis. Nu cunosc, acuși o să mă clarific, o să văd ce fac ei acolo. Deocamdată, poliția nu s-a autosesizat pe marginea acestui caz.